Doamne ajută! Doamne ajută! Centrul de permanență medicală de la Malo a fost inaugurat sâmbătă de autoritățile locale și de medicul coordonator Elena Barbu. Este singurul centru care va fi în ajutorul cetățenilor din zonele Găujani, Vedea, Malu și Slobozia. 6 medici însoțiți de 6 asistenți le vor acorda asistență medicală oamenilor ce au probleme de sănătate. Din data de 1 octombrie vom lucra aici 6 medici de familie împreună cu asistenții noștri și vom deservi toată zona Găujan, Vedea, Malu, Slobozia. Lucrările de modernizare au început în urmă cu 2 luni, iar centrul va beneficia și de un laborator de analize grație unei persoane cu suflet mare din Franța. Cei care vor apela la ajutorul medicilor de aici nu vor plăti niciun ban pentru că serviciile medicale sunt gratuite. Aici nu vor plăti absolut nimic, vor fi înregistrați, consultați, dacă putem remedia problema de sănătate aici, foarte bine. Dacă nu, trimitem mai departe sau solicităm ambulanța pentru ca pacientul să ajungă pe mâini bune. Programul de funcționare al centrului va fi de luni până vineri de la ora 15 la ora 8 dimineața, iar în zilele de sâmbătă și duminică medicii vor fi la datorie 24 din 24 de ore. De asemenea, programul continuu se va desfășura și în zilele declarate libere prin lege.